Dunărea rămâne pe locul 7 la finalul turului din play-out, după remiza albă rezultată din meciul disputat cu Hermann Stad, sâmbătă 27 aprilie pe arena Ion Comșa din Călăraș, Dunărea totalizează 18 puncte. În weekendul care se apropie începe și returul din play-out-ul ligii întâi de fotbal. Sâmbătă 4 mai echipa călărășană va juca tot acasă de la ora 18 cu Dinamo.